Și 36 de minute ascultați Radio România Actualități, iar astăzi prietenii de la 10 au onoarea, să spunem așa, de a avea invitată pe o elevă de 10. Spuneam că o cheamă Vasilie Alina Ștefania. Bun venit la prietenii de la 10! Bună ziua și bine v-am găsit! Și n-ai venit singur, ai venit alături de tatăl tău. Da. Bun venit! Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră și... ne bucurăm să vă onorăm cu prezența. Să se spune și pentru prietenii de la 10, cum se numește tatăl? Cum îl cheamă pe tatăl? Vasiliev Ștefan mă numesc, din comuna Dragalina, județul Călăraș. Deci asta înseamnă că tu ai terminat școala în Dragalina, nu? Da. Cum se numește școala? Liceul Tehnologic lui Zanfirescu. Și diriginte a fost? Șerbana Adelina, doamna diriginte Șerbana Adelina. La ce materie a fost? De istorie. Bun, hai să aflăm cum ai ajuns la acest 10. Câte meditații ai luat pentru acest 10? Niciuna. Niciuna? Cred că prietenii de 10 au avut timp să audă. Nici o meditație. Niciuna. Ok, pentru cei care nu ne cred pe cuvânt cum se poate ajunge la acest 10, ai venit și cu foaia matriculă. Da. O putem arăta la cameră pentru prietenii care sunt online pe Facebook. Este o foaie matriculă. Diferită față de cea pe care am avut-o noi când am terminat școala și așa mai departe. Este o foaie matriculă pe care se poate vedea foarte simplu, dacă aveți acces online pe Facebook, plină de 10 și foarte bine, pe linie. Deci ar fi trebuit să te întrebăm cât de mult ai muncit pentru acest 10, dar pentru tine este o chestie firească. Da, a devenit firească cam din clasa 6. Câți bani ar fi trebuit să, nu știu, să investești sau cât timp a trebuit să investești? Că bani presupun că nu au fost foarte mulți. Da, în privința banilor nu a fost o investiție prea mare, că nu a fost. În special începând din clasa a treia, participând la diverse concursuri extrașcolare, olimpiade sau așa, a avut ocazia să ajungă în vârf, să ajungă prima și a fost recompensată cu cărți și recompense în bani chiar și din acești bani și din ai noștri am luat în continuare cărți funcție de ce pregătire, în ce domeniu vrea să pregătească, pe ce materie vrea să meargă. Nu i-a lipsit niciodată ideea sau gândul să nu participe, cum vedea o competiție, cum afla de ceva, să mergem acolo. Și ne deplasam personal, cu mașina personală. Fiind bunică singură, nu puteai să grevezi de autobuzul școlii ca să poți să te deplasezi. Nu în multe soluții. Când era competiția cu toții pentru școală organizată, atunci era altceva. Pentru că au fost soluții în care am venit chiar și aici, la București, am avut competiții. Și aveți pe masă, pe lângă faia matriculă, excepțională, 10, pe da, linie. Da, în toți anii ăștia nu a luat premiu, nu a luat doar diplome de excelență. Pentru munca ei așa a fost recompensată, numai cu diplome de excelență. Și după aceea au fost premiile la diverse, activități la care a avut să ia parte. La lectura, la geografie, la istorie, la chimie. La... 25. Poate că sunt și altele. Astea le-am reușit așa să le luăm pentru... Dar sunt multe pentru materii individuale și m-am gândit că n-are rost să le punem pe cele la socoteală, dar noi nu am vrea să luăm lucrul ăsta ca o laudă, deși lucrul ăsta trebuie să-l lași altcuiva să o facă, nu noi. Noi vrem ca marea parte a copiilor care vor să studieze să înțeleagă în școală, în primul rând, prietenul tău și cel mai bun trebuie să fie profesorul. Cu mult respect față de el, să absorbi tot ceea ce ți se preda acolo, același lucru am pregătit fata încă din copilărie, de la primele clase și de aici începe să spună totul. Dacă acolo ești atent, după aceea încep să vină și rezultatele. Și în afară de aceasta, mai puțin s-a axat pe
pagină de socializare, nici nu, da, nu a refuzat să țină fan rețele de socializare. Nu. Dar în speață să uită exact cât îi trebuie ei, nu a fost niciodată limitată, nu și-a pierdut nopți, zile sau ore neapărat și să lase altceva mai important pentru școală ca să stea pe pagină de socializare sau pe internet. Deci a absorbit numai atât cât i-a trebuit. N-aș putea spune că adică cum să înțelege prin meditație, să te meditezi pentru că nu știi și nu te pricepi să obții o notă ca să treci, sau să te consulți pentru o situație în preajma unui concurs pentru o oră, două, ca să fii sigur că poți să-ți aranjezi în paginație anumite lucruri după cerințele care urmează, să poți să obții un rezultat foarte bun. Am înțeles acum. Și eu ceva? Da. Vreau să spun. Deci, deși nu am făcut meditații, am avut persoane extraordinare și mi-au fost profesori și fiecare dată când ne întâlneam la premiere, la diferite activități extrașcolare, mai ales cercuri de matematică sau, eu știu, pregătire particulară, dar fără bani, deci pentru profesorul mi-a oferit ca să ajung mai departe, de exemplu, la o olimpiadă de etapă națională, mai au avut la suflet și persoanele de la cercul de matematică, profesorii de acolo, când mă întâlneau, mă întâlneau, ia și cartea asta că o să-ți prindă bine mai departe, și le mulțumesc foarte mult pentru chestia asta. Ai amintit de olimpiade. Da. Ce atmosferă ai găsit tu la aceste olimpiade? Că presupun că te-ai obișnuit cu aceste medii, aceste note, sau te așteptai la notele maxime. E un mediu diferit, adică la țară, la școală, ești obișnuită cu persoane nu chiar de nivelul tău, adică eu 10, următoarea notă 8 și 9 probabil, iar atunci când ești într-un mediu cu mulți elevi care sunt poate chiar mai bun decât tine și cu siguranță mai bun decât tine, îți dai seama cât de mult mai ai de învățat. Și le mulțumesc și lor că m-au făcut să realizez că nu e chiar așa de ușor să ajungi în vârf și e chiar mult mai greu să te menții, să fii acolo tot timpul. Și nu te-a descurajat niciodată chestia asta când ai ajuns într-un punct și ai văzut cât mai ai de învățat? Nu, au fost emoții constructive de fiecare dată, mai ales la evaluarea națională, când am ajuns cu foaia de examen în față și chiar înainte de examen. Nu mi-a fost frică, am fost curioasă, vreau să știu ce se dă, vreau să știu ce ne pică, dacă sunt de ajuns de pregătită să rezolv subiectele. Chiar a fost o experiență frumoasă. Ai stat până la final? Da. Asta e un fel de motto al meu. Stau până la final, indiferent că am terminat cu o oră înainte. Stau până la final, fiindcă nu se știe când îți vine o altă idee, să mai adaugi, eu știu, la lucrare, să faci cât mai perfectă. Și înainte de examene sau de probe, de olimpiade și așa mai departe, ai un, nu știu, un tabiet? Stai și citești, recapitulezi, te relaxezi? Nu pot să zic în graș porcunajul, cum se mai spune. Da. În schimb, mă relaxez, cum să zic, înainte de examen, de la ora 6, numai 6 seara, ora 18, nu mai deschid cărți, nu mai am treabă cu materia respectivă. Pur și simplu stau și mă relaxez. Eu știu, la un joc de badminton cu părinții sau fel de fel de activități. Da, suntem curios ce reprezintă și pentru tine școala și a învăța. Of, nu știu, nu cred că pot să spun în cuvinte. Nu cred că pot descrie. Școala a fost mereu acolo, prezentă. A fost nu impusă. Insuflată, nu știu cum să zic, de părinți, de rude, totdeauna și cu... Deci când eram mică, să o luăm altfel, când eram mică, clasa 1, 2, 3, nu ieșeam la joacă cu copiii de pe stradă, consideram că sunt mai matură de atât, așa îmi plăcea mie să spun atunci, și stăteam în casă și mă jucam jocuri între ghilimele, cu părinții, cu unchii, când veneau, jocuri de matematică.
ne așezam un pat pe fotolii sau, mă rog, unde găseam noi de cunoștințe și generale, aveam, de tot felul de foi de și trăgeam bilețele cu probleme și rezolvam și în felul ăsta, într-un fel, mi s-a insuflat dragostea asta față de școală. Mi-a plăcut foarte mult și niciodată n-am zis că e foarte greu renunț. Am continuat acolo, am încercat, am luat câte puțin, câte puțin și trebuie să reușești odată, nu? Inevitabil. Deci, și tot întorcându-ne la acea faimă matriculă, e greu de întrebat, sau, mă rog, să te întrebăm acum care a fost materia preferată, care ți-a plăcut mai mult. Oi. Pentru că... chimia. Da, chimia înseamnă că vrei să mergi mai departe către... medicină. Vreau să devin medic oftalmolog. De unde a pornit pasiunea pentru... În clasa 7-a am avut norocul să întâlnesc o persoană extraordinară, doamna Bărdea Victoria. Încă păstrând legătura, mi-a deschis așa... Un profesor extraordinar, ieșit la pensie în colaborare, cred, nu știu, cu școala, lucrează. Și i-a devenit foarte plăcută și ușor de... acapara cunoștințele de la dânsa și i-a descoperit plăcerea asta, adică a făcut-o să-i placă lucrul ăsta. A mers chiar anul trecut, a fost la Olimpiada de Chimie, a ajuns până la fața pe țară. Prima oră de chimie a spus așa, deci am fost toți din clasă, am avut foarte multe emoții, fiindcă auzisem tot felul de speculații, cum că ar fi o profesoară mai dură de fel și ne-a spus așa, scoateți o foaie de hârtie. Ne-am speriat cu toți, ce să dăm test la chimie, nici măcar n-am studiat materia asta anterior, în anii anteriori. Și zice, ne-a întrebat și ne-a spus acolo să scriem numele nostru, ce vârstă avem, ce pasiune avem, media anterioară de la școală. Și când a ajuns la mine, mi-a zis, wow, ai avut 10! 10, 10, 10, numai 10? Zic, da, numai 10, 10. Ai, ajunge la națională cu tine. Da. Și așa a fost. În la clasa 7-a am dat cursul, am avut și câteva ore de pregătire cu dânsa, desigur, fără bani, tot așa să zic, și am devenit prietene prin intermediul ăsta. Asta a fost diploma de participare. Și asta, da, este diploma de participare, diploma de onoare. De la evaluarea, Olimpiada Națională de Chimie. Ai absolvit 8 clase la o școală din comuna Dragalina. Pentru prietenii de la 10 care au deschis aparatele de radio ceva mai târziu, este vorba despre Vasilie Falina Ștefania. A obținut media 10 la evaluarea națională și potrivit foii matricule este ceva normal pentru ea, pentru că în toată școala avem numai foarte bine și 10. Atât îi regăsim acolo. Altceva mai jos, nu. Cum au fost profesorii? Se face școală în mediile mai sărace? Da, se face. Nu e un mediu mai sărac, e un mediu obișnuit, un mediu normal. Să zicem sărac din punct de vedere material, dar bogat din punct de vedere intelectual. Dacă sunt profesori extraordinari, vrei foarte să buni la toate, ajungi undeva, ții cont de toate resursele pe care le ai și încerci să le exploatezi. Apropo de doamna de chimie, când veneam la oră, ziceai, începe exploatarea omului de către om. Așa am făcut și noi într-o anumită formă, să zic, față de profesori. Când am ajuns la oră, eu cel puțin, nu zic, cum a spus și tata, cel mai bun prieten al tău e profesorul când ești la oră. Nu te mai interesează ce face colegul din spate sau ce face colegul din laterale. Ai încercat să-l exploatezi cât mai mult, în sensul de a obține cât mai multe informații și răspunsuri de la el. Să pleci cu lecția învățată din clasă, în primul rând. Nu a fost o ființă tocilară, n-a tocit. Asta ne-a surprins pe noi, că nu-i place, nu tocește. Nu am fost foarte mare fan al istoriei, al geografiei. Mama, apropo, având un rol foarte important în educația ei și în pregătirea ei, mama, întotdeauna s-a speriat de ideea de ce nu tocește, să citească de mai multe ori, să repete de mai multe ori, că așa și imprimă și așa îi rămâne în minte. Și nu a zis că deja, dacă știu de ce să mai repet,
s-a uitat așa, doar superficial, și a mers înainte. Când mergeam la competiții, la olimpiade, tata era suporterul. Era fanul meu. Cum era suporter? Păi eu întotdeauna. Niciodată n-am mers la un concurs fără părinți. Îi consideram talismanul meu norocos, erau acolo, mă susțineau. Tata era un susținător convins, de fiecare dată mă lua în braț, îmi lua emoțiile, tot felul. Și fan, iar mama, bine, și ea, dar ea s-a impus mai pe partea de muncă. Muncește, învață. Da. Da, o respectăm foarte mult în principiul ăsta. Da, ce ți-a lipsit? Ți-a lipsit ceva în toți acești ani? Nu. N-am fost o fată, știi, când te gândești la fată, te gândești, mamă, vrea să ducă la shopping, e de mutită după haine, nu mi-a plăcut. Ba chiar când mergeam la magazin sau la shopping, mama vrea să-mi cumpere haine și eu ziceam, nu, lasă-mă, m-am plictisit, hai să plecăm. Vreau să ajung acasă, eu știu, mai aveam vreo carte de terminat de citit și trebuia să o termin neapărat în seara aceea. Crezi că banii ăștia te-ar fi făcut să privești altfel pe educația în anii de școală? Probabil că dacă aș fi fost răsfățată mai mult, să zic așa, aș fi devenit mai leneșă și aș fi zis, de ce să învăț eu în particular? Lasă că avem un profesor, un tutorial, ceva acolo să ne învețe. Da, radio asculti de obicei? Da. Da, ascult. Toți membrii familiei ascultăm, cu toții ascultăm. Mai avem un radio afară, e cam vechi săracul, mai rar prinde frecvențe, dar ascultăm. Și vrem acum să ne luăm un altul, să fim mai pe felie. E primordial radio, trebuie să meargă continuu în curte, așa l-avem, așa ne-am obișnuit de mici. Asigur. Aveam un profesor anul 3 de liceu, profesor de matematică, domnul Popa Dumitru, și spunea așa, măi băieți, gândiți-vă că mintea omului arată ca o sferă. În interior sunt cunoștințele. Zice, și ne-a desenat pe tablă un cerc, nu chiar mare așa, și spune, acum, pregătindu-te, învățând, sfera ta se mărește. Și cu cât se face mai mare și mai mare, ajunge, spre exemplu, respectivul individ savant, într-o sferă mare, și desena o sferă ca aproape cât tabla. Și spune, da, imaginați-vă că omul ăsta gândea, dincolo de limitele cercului era necunoscutul, necunoscutul era și mai mult. Ei, acum ne întoarcem la sfera obișnuită, de la început care am desenat-o. Gândiți-vă că omul ăla nu s-a mai pregătit, că el în jurul sferei cunoștințe parcă nu erau prea, necunoscutul prea mare așa. Și din ce nu s-a pregătit a mai și uitat. Și sfera aia s-a redus, s-a mai uitat, s-a redus, s-a redus până a ajuns la un punct. Și punctul ăla se numește buricul pământului, să fugiți de buricul pământului, să ne ajungeți. Pentru că ăla vă va marginaliza în societate. Căutați să aveți cât mai multe și mai vaste cunoștințe. De aceea eu am fost întotdeauna adeptul ca ea să se pregătească, fiind școală generală, am spus să fie de generalități, din orice. Și întotdeauna am încurajat-o în proiectele ei pe orice să meargă, chiar și pe desen, chiar și pe alte activități extrașcolare, fie ele și de ecologie și de orice formă. Eu am fost alături de ea. Avem două mesaje de la prietenii de la 10 până acum. De la Manole, să ne mândrim cu asemenea copii. Mult succes pe viitor. Iar Mariana din Otopeni, felicitări, Alina. Mulțumesc foarte mult. Și am terminat școala generală, urmează liceul. Ce ai trecut pe prima opțiune? Prima opțiune, Colegiul Național Mihai Viteazu din Slobozia, pe profil matematică informatică intensiv limba engleză. De ce limba engleză intensiv? Zic așa, din clasa a treia, de când fac limba engleză, m-am îndrăgostit. Da, nu știu, sunt nebunită după limba engleză, pur și simplu, nu pot să explic de ce. M-am gândit mereu că este o limbă de bază. În schimb, antrenez să învăț și limba franceză, dar mai e așa. Acum, dacă le combinăm cele două, engleză cu pasiunea pentru medicină, vei rămâne în România? Nu știu. De fapt, Eu așa aș vrea, fiindcă... Na, de ce nu? România este cum este la momentul actual, însă este loc de mai bine, nu? Și putem să... devenim, să facem din ce în ce mai bună.
Și dacă este oamenii... foarte frumos că o vezi așa. Iar, să spunem așa, un fel, pe final, cea mai mare provocare este să rămâi să faci ceva. Da. Decât să pleci. Da, decât să plec, aleg să rămân aici, plus că pot să zic că nu mi-ar fi dor de părinți dacă aș pleca. Însă... este nevoie aici de mine. De ce să nu rămân aici? Și noi îți mulțumim că ai venit la Prietenii de la 10. Mult succes pe mai departe. Ține tot așa. Mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Suntem, adică eu cel puțin sunt pro-unional, dar sunt în privința aspectului de a rămâne sau a pleca, sunt adeptul a rămâne. De aceea vreau să se pregătească foarte bine. Poate ajunge, sperăm undeva în vârf, poate a reușit să schimbe, să fie bine. Mulțumim că ați venit la Prietenii de la 10. Mult succes pe mai departe. Vă mulțumim foarte mult. În câteva minute revin știrile de la ora 12, iar noi ne auzim și ora viitoare.